Nu s-a întâmplat nimic, s-a întâmplat ceea ce ați văzut dumneavoastră, așa trebuia să se întâmple. E motivul pentru care îmi pare rău, că trebuie să o spun, faptul că nu sunt lăsați să mai și piardă, măcar atunci când merită, au probleme în Liga Campionilor. Obiectiv de campionat pentru o asemenea echipă cu selecție din 5 echipe naționale și din plătite regește. Cred că Liga Națională ar trebui să se împartă în două. În vreo 4-5 echipe, câte ori fi, cu contractele astea nesimțite de la 6.000 de euro în sus, și a doua ligă cu pălmașii ăștia care lucrează pe 1.000, 1.500, 1.700 de euro până în 3.000 de euro. Reiterez faptul că sunt pensionari. Pentru pensionari nu se găsesc resurse, nu se găsesc, însă se găsesc pe la primării și pe la consiliile județene sume din astea fabuloase care se apropie la milioane și milioane de zeci de milioane de euro. Pentru ce? Ca să pregătim, să plătim, să, încă o dată spun, să dăm toate condițiile unor jucătoare care să vină să joace pentru alte echipe. Ați văzut-o cumva, că nu m-am duc aminte, astăzi în teren pe Bazaliu cumva, jucătoare care a fost, care e terminată din, în loc să fie o a doua Cristina Neagu sau un alt vârf care să ajute echipa națională. Deci atâta timp cât nu se va face ordine, lupta în Liga Națională este inegală, este lupta consiliilor județene și a primăriilor, cine risipește banul public mai abitir. Mir și de domn primar, nou primar, care una a vorbit și alta a făcut în momentul în care a ajuns în funcții, de fapt ca alții toți. Eu n-am nicio apartenență politică, n-am avut niciodată și îmi permit să spun lucrurile pe nume, pentru că handbalul mi-a dat ceva, nu atât cât le dă la unii în 2 ani, mie nu mi-a dat nici în 10 ani, dar mă simt obligat față de handbal și de reprezentarea României pe plan internațional. De-aia nu pot în Liga Campionilor. Urmăriți rezultatele, pentru că nu li se dă voie din când în când și aici să piardă. E o adevărată spaimă când cineva îndrăznește să o pună rezistență. Noi am prestat un joc bun astăzi, cred, îmi felicit colegele pentru că am putut să ne ridicăm la nivelul CSM-ului. Din păcate, în final, lipsa de experiență își spune cuvântul. Suntem o echipă tânără și tot timpul încercăm să dăm ce avem mai bun meci de meci. E într-adevăr o victorie muncită până la ultima fază. Cred că atunci când joci împotriva echipei pe care o antrenează domnul Tadic, e foarte clar că trebuie să joci împotriva unei echipe care joacă un fel de handball rugby. Și trebuie să fii pregătit tot timpul pentru niște atacuri foarte lungi, pentru niște jucătoare care se sacrifică aproape la fiecare fază să încerce să dea gol. Și deși sună foarte bine situația asta, sună și foarte trist, pentru că pentru mine handbalul care se joacă astfel este, din punctul meu de vedere, la nivel internațional mort. Și ca și calitate suntem foarte slabi. Dar ca și nivel de motivare, ca și ambiție, asta este un lucru foarte bun. Dar altfel este o victorie muncită, este o victorie în care trebuie să trecem prin multe stări și trebuie într-un final să dăm dovadă valorii noastre și a maturității noastre ca să câștigăm acest meci. A fost 4 meci în 6 zile. S-a simțit și oboseala, nu te motivezi și atât de des. Nu cred că niciuna din echipele de astăzi s-a văzut oboseala. Cred că și noi și Zalău s-a făcut uz foarte mult de forța fizică, cred că a fost foarte mare intensitate, așa că, cel puțin din punctul meu de vedere, nu cred că pentru noi, cel puțin, acest al patrulea meci a contat din punctul ăsta de vedere fizic. A fost o victorie muncită împotriva... Nu am cuvinte să mai vorbesc, important e că am câștigat aceste puncte și
că am încheiat acest turneu pe linie, să zic așa, cu victorii. Important e să rămânem sănătoase. Mă bucur că și după acest meci am terminat sănătoase și asta e cel mai important lucru. Ne bucurăm că am luat aceste puncte. Nu a fost deloc simplu, pentru că de fiecare dată se întâmpla ceva. Cum am zis, nu vreau să mai vorbesc despre treaba asta, dar de aia suntem unde suntem și cred că cu asta am spus absolut tot.